La doar câteva zile după ce a anunțat noul obiectiv, care este promovarea în Liga 2, FC Zalău a efectuat primul transfer important, aducându-l la echipă pe nigerianul Salif Nogo, jucător ce a evoluat în Liga 1 din România. La doar câteva zile după ce a anunțat noul obiectiv, care este promovarea în Liga 2, conducerea echipei FC Zalău a reușit un transfer important. Clubul zălăuan l-a transferat pe nigerianul Salif Nogo, un jucător ce a evoluat în prima ligă din România. Originar din Burkina Faso, Nogo are 5 apariții în tricolorul echipei naționale din țara de proveniență, iar în România a fost transferat în 2006 la Oțelul Galați, formație pentru care a activat timp de 2 sezoane. În România a mai activat la Jiul Petroșani și Politehnica Iași, iar în 2010 a ajuns la Astra Giurgiu. Eu zic că poate e cel mai reușit transfer de la FC Zalău în ultimii ani, prin prisma că Salonul, jucătorul de culoare, este un jucător de valoare care a jucat și are multe meciuri în Liga 1. A jucat pe la Galați și ultima echipă pe care a avut-o la Luceafărul Oradea. E un jucător care o să ne ajute foarte mult în nou retur de campionat. În ultimii ani, nigerianul s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate care i-au periclitat oarecum cariera fotbalistică. Nogo, evoluând în ultimii ani pentru formații din ligile inferioare, a evoluat în Liga 3-a la Sighetul Marmației, Metalul Reșița, iar ultima dată la formația din eșalonul secund Luceafărul Oradea.